Alimentația sănătoasă trebuie să facă parte din viața copiilor încă din primele luni. Alăptatul, de pildă, joacă un rol foarte important în dezvoltarea sistemului imunitar al micuților. Un copil care este alăptat va fi mult mai rezistent la boli și este recunoscut faptul că prin aceasta se creează și o conexiune puternică mamă-copil. Este de importanță covârșitoare, în special pentru acoperirea imunității generale a sugarului în primele luni de viață. Colostrul matern, deci acel lapte ușor tulbure care apare la început, imediat după ce a dat naștere copilului la mamele, deci ăla este plin de imunoglobuline și care sunt esențiale în asigurarea unei imunități generale a sugarului. Este important să fie hrănit la sân copilul, iar diversificarea alimentară să se facă după carte și nu trecând automat la sarmale sau alte lucruri pe care sigur și le doresc adulții și mai puțin bebelușii. Diversificarea alimentară trebuie făcută sub strictă supraveghere, da? Deci medicul de familie știe ce are de făcut, știe cum trebuie să îndrume mamele, iar dacă nu, atunci să se meargă la pediatru și să se facă așa cum trebuie făcută, pentru că de felul în care va alimenta copilul și va diversifica alimentar copilul la 6 luni, la 7 luni, o mămică va depinde viitorul acestuia în ceea ce privește sănătatea tubului digestiv, sănătatea alimentației pe care acesta o va avea pe viitor. O alimentație sănătoasă este de altfel importantă, indiferent de vârstă.